Cu ajutorul Tatălui, în continuare vom învăța împreună, eu zic, o lecție frumoasă, pe cât e simplă, pe atât e frumoasă. Ea se găsește cartea Vestitorul Dimineții Milenare, la pagina 968, și își are versetele de bază din Luca, capitolul 17, începând cu versetul 20. Deci, cei ce aveți Biblie, vă rog să deschideți la Luca, capitolul 17, unde vom citi începând cu versetul 20. Dacă cineva dintre frați a găsit aceste scripturi și ar dori să citească, Cosmin, dacă poți, te rog frumos, de la 20 citești până la 37. Venirea Împărăției lui Dumnezeu. Farisei au întrebat pe Iisus când va veni Împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el i-a zis, Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să-i zidească privirile. Nu se va zice, uite aici sau uite acolo, căci iată că Împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Și a zis ucenicilor, vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu o veți vedea. Vi se va zice, iată-l aici, iată-l acolo, să nu vă duceți, nici să nu-i urmați, căci cum iese fulgerul și luminează de la marginea cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul Omului în ziua sa. Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și s-a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla Aidoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a pluat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta Fiul Omului. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă, să nu se propovoare să le ia, și cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Oricine va căuta să-și scape viața, o va pierde, și oricine o va pierde, o va găsi. Să vă spun că noaptea aceea, doi inși vor fi în același pat, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună, una va fi luată și alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi când, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Ucenicii l-au întrebat, unde, Doamne? Dar el a răspuns, unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii. Mulțumesc, Cosmin. Așadar, titlul lecției noastre este Împărăția lui Mesia este invizibilă. Așa cum s-a citit deja, în Luca, capitolul 17, versetul 21, scrie că și iată, Împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Tema împărăției cerurilor, a împărăției lui Dumnezeu, este o temă des întâlnită în Sfintele Scripturi. Despre ea a început lucrarea sa Domnul Iisus, despre ea au început apostolii să propovăduiască. Chiar și Ioan Botezătorul a zis, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Matei 3:2.
Dacă împărăția cerurilor este o temă des întâlnită și îl vedem pe Ioan Botezătorul care mărturisește despre Iisus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, el care a zis despre Iisus că are mireasă, de aceea este mire, iar el, Ioan Botezătorul, este doar prietenul mirelui, el este acela despre care Ioan Botezătorul a mai mărturisit că el vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Dar trecând câtva timp după ce el a mărturisit aceste cuvinte, aceste lucruri, Ioan Botezătorul, așteptând ca Domnul Iisus să își ia domnia și să stăpânească peste națiunea lui Israel, el este, Ioan Botezător, aruncat în închisoare și acolo oarecum descurajarea îl cuprinde și trimite să întrebe pe Iisus: tu ești acela sau să așteptăm pe vreun altul? Și aceasta pentru că atât el, cât și apostolii, cât și cărturarii și farisei, și cât unii dintre noi, nu ne dăm seama destul că împărăția cerurilor, împărăția lui Mesia, este invizibilă. Astfel că așteptările lui Ioan Botezătorul nu s-au împlinit. Tot la fel cărturarii și fariseii, ascultând învățăturile Domnului, aveau mare temere și erau reținut față de învățăturile sale pe care Domnul le spunea despre împărăție, astfel că mereu căutau să-i pună unele întrebări pentru a-l prinde în cursă, pentru a-l pune în încurcătură. Ce-au văzut farisei și cărturarii în Iisus? Au văzut o încercare de a aduna câțiva oameni simpli. Printre ei nu erau mulți bogați, printre ei nu erau mulți cu vază. Și acești cărturari și farisei credeau că este o înșelare toată lucrarea pe care Domnul Iisus o propovăduia și o făcea în mijlocul lor. Astfel, ei îl considerau pe Domnul Iisus ca un înșelător, iar pe urmașii săi ca niște înșelați. Lecția noastră ne spune că acești cărturași și farisei i-au pus în public întrebare lui Iisus: când va veni împărăția lui Dumnezeu? Cât timp va dura până o vei stabili? Sigur că prin aceste cuvinte ei nu vreau să înțeleagă multe despre împărăție, dar vroiau să pună în încurcătură pe Iisus, crezând că dacă le va răspunde, împărăția este aproape, ei vor întreba: de unde îți vei face rost de o armată? Cu ce vei plăti oamenii care fac parte din armată? De unde le vei da hrană? Și dacă ar fi să ai o armată, vei putea tu oare să mergi împotriva Imperiului care ne stăpânește și să ieși biruitor?
Aceste întrebări erau în mintea cărturarilor și fariseilor. Dar contrar așteptărilor, Iisus le-a răspuns într-un alt mod. Desigur că dacă Iisus ar fi răspuns, mai este mult timp până când împărăția cerurilor va fi stabilită. Aceasta ar fi fost o descurajare pentru toți urmașii săi. Și credem că Iisus, prin răspunsul său, i-a pus în încurcătură pe cărturași și farisei și le-a zis: împărăția mea împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Ce vrea să spună prin aceste cuvinte? Traducerea noastră spune: împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Cred că cu toții suntem de acord că și s-a făcut o oarecare, eu zic, greșeală în traducere. Mai corect ar fi fost să fie tradus: împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Pentru că, vorbind cu cărturarii și fariseii, cu toții credem că aceștia n-aveau în inima lor dorul pentru împărăție. Pentru că Domnul Iisus le spunea: voi sunteți niște morminte văruite. Dar cum înțelegem noi? Împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru. Desigur că nu este greu de observat și întotdeauna o împărăție este reprezentată prin împăratul ei. Și dacă Iisus era în mijlocul lor, desigur că împărăția lui Dumnezeu era prin reprezentantul ei în mijlocul lor. Totuși, așa cum se întâmplă și astăzi, așa a fost și atunci. El a venit la ai săi, ai săi nu l-au primit. El a stat în mijlocul lor, dar ei nu l-au cunoscut. Și credem că, într-un mod asemănător, de-a lungul viacului evanghelic, și Biserica lui Hristos, corpul lui Hristos, este o lucrare nevăzută, neînțeleasă și neapreciată de lume. Lumea nu ne cunoaște, spune Domnul Iisus, pentru că nu l-a cunoscut nici pe el. Iată, împărăția despre care vorbim, în glorie și putere, nu este aceea care era atunci pe timpul Domnului. Ea avea să vie într-un timp viitor. Și că Hristos cu biserica a fost numai starea incipientă, adică începutul împărăției lui Dumnezeu. Și că această clasă a împărăției era în starea de pregătire în tot timpul vârstei evanghelice, după care credem că va fi stabilită în glorie și mărire împărăția. Dar un lucru foarte important, la care lecția noastră ne face atenți. Așa cum după înviere Domnul nostru s-a arătat multora în diferite feluri, unora din scopurile pentru care s-a arătat Domnul în acest mod era să
dovedească ucenicilor săi că el nu mai este mort, că a înviat. Iar al doilea scop pentru care el s-a arătat în diferite locuri ucenicilor săi era acela, ca să le dovedească că el nu mai este om. Ci așa cum mărturisește Apostolul Petru, el a fost omorât în corp, în trup, dar a fost înviat în duh. Și de ce spun asta? Pentru că arătările Domnului după învierea sa erau în diferite locuri și în diferite moduri. Astfel că ucenicilor mergând către Emaus se arată într-o postură de călător. Altora care pescuiau li se arată într-o altă postură. Altora li se arată cu acele semne în mâini și în picioare. Iată, de fiecare dată într-un alt mod. Aceasta este o dovadă că Domnul Iisus, de la învierea sa, nu mai este o ființă umană, ci este o ființă spirituală, și că pentru ca o ființă spirituală să fie văzută, ea trebuie să se materializeze, să-și ia un corp uman, ca ochii naturali, ochii oamenilor să-l poată vedea. Deci așa cum Domnul Iisus mărturisește, înainte de a fi înălțat de pe pământ, încă puțină vreme și lumea nu mă va mai vedea. Și noi credem lucrul acesta, că lumea nu-l va mai vedea pe Iisus, pentru că, așa cum am spus, el este o ființă spirituală. Tot la fel, Apostolul Pavel vorbește despre biserică, că corpul acesta trebuie să fie schimbat într-o clipeală de ochi. Adică, pentru că carnea și sângele nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu și că corpul acesta muritor trebuie schimbat în nemurire. Vorbind despre împărăția lui Dumnezeu, credem că autoritatea sau reprezentanții împărăției sunt Hristos și biserica. Și că puterea lor, influența lor va fi exercitată printre oameni și totuși ei nu vor vedea cu ochii naturali, ci numai cu ochii înțelegerii. Noi trăim clipe fericite. Eu zic timpuri deosebit de frumoase, deosebit de interesante. Pe de-o parte, vedem răul domnind, dar pe de altă parte, vedem influența împărăției stabilindu-se pe pământ treptat, care ne pune la îndemână tot felul de mijloace, pe toate planurile, avantaje, binecuvântări. Sigur că nu vom merge mai departe decât un verset să amintim că un înger s-a pogorât din cer și de slava lui tot pământul s-a luminat. Unii spun că lumina actuală este datorită inteligenței, datorită descoperirilor, datorită. Mai presus de toate acestea este datorită acestui înger pogorât din cer, care este Domnul Iisus întors a doua oară. Împărăția ce va aduce asupra omenirii? Dacă ochii naturali nu-l vor vedea pe Iisus,
Noi citim că ochii orbilor se vor deschide și urechile surzilor se vor destupa. Ceea ce înseamnă ochii înțelegerii, ochii inimii vor fi în așa fel conduși ca fiecare să vadă împărăția că este stabilită și fiecare să înțeleagă că cel care a suferit a intrat în gloria sa, că biserica, mireasa sa, este cu el și, bineînțeles, în glorie, în împărăție, împărțind binecuvântările mileniului asupra întregului pământ. Despre această glorie se scrie în Apocalipsa, capitolul 20, versetul 6, unde zice că biserica va domni cu el 1000 de ani. Lecția noastră ne mai spune, Domnul Iisus, întorcându-se către ucenicii săi, spune așa: vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu o veți vedea. Vi se va zice, iată-L aici, iată-L acolo, să nu vă duceți, nici să nu-I urmați. Căci cum iese fulgerul și luminează de la o margine a celui până la celălalt, cealaltă, așa va fi și Fiul Omului în ziua sa. Dar mai întâi trebuie să sufere multe și să fie lepădat de neamul acesta. Iată câteva indicații cu privire la venirea Fiului Omului sau zilele Fiului Omului. Aceasta este o știre uimitoare. Așa cum ucenicii îl părăsesc la auzirea unor cuvinte care spun: nu puteți avea viață în voi înșivă dacă nu veți mânca din trupul meu. Și nu puteți avea viață în voi înșivă dacă nu veți bea din sângele meu. La auzul acestor cuvinte, mulți ucenici îl părăsesc. Cei care au rămas lângă el, auzind aceste cuvinte, nu veți putea vedea una din zilele Fiului Omului? Credeau că și acestea sunt cuvinte misterioase. Ceva ce ascund ceva. Ei luau toate aceste lucruri la modul figurat și se întrebau care putea fi interpretarea lor corectă. Se întrebau cum putea Iisus, Marele Împărat, după cum se așteptaseră ei, și totul să nu-L vadă pe El și zilele Lui. Cei doi către Emaus spun: și noi credeam că El este acela care va ridica pe Israel din prăbușirea Lui. Iar apostolii, în timp ce învățau cuvinte de la Domnul despre împărăție, îl întreabă: Doamne, în zilele acestea ai de gând să stabilești împărăția ta pe pământ? Cât de puțin au înțeles ei despre împărăția lui Mesia, și noi astăzi poate că unii așteptăm lucruri mai palpabile, mai vizibile ochiului natural, ca să ne spună: da, împărăția este aici. Iisus a continuat să discute enigma spunând: vi se va zice, iată-L aici, iată-L acolo, să nu vă duceți, nici să nu-I urmați. Într-un cuvânt, să nu credeți pe nimeni care vă va spune despre a doua mea venire, să nu fiți înșelați ca să credeți că voi veni în vreun alt fel de mod. Vă voi spune cum voi veni. Căci după cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul Omului în ziua sa. Fulgerul luminează de la o parte la cealaltă a cerului? Credem că și aici ar putea fi, mai bine spus, soarele luminează de la o parte a cerului până la cealaltă. Cuvântul tradus fulger ar însemna cuvântul astrape sau cel strălucitor. În loc de fulger, deci, credem că ar fi nimerit să se refere la soare,
care răsare la o parte, la apus, la est și apune la vest, luminând de la un capăt al cerului până la celălalt. Dar cum va reprezenta aceasta pe Fiul omului în ziua sa? Cum va fi el ca soarele? Răspunde că ziua lui Hristos este o zi de 1000 de ani, mileniul, și afirmația Domnului nostru a fost una dintre cuvintele tainice despre care Iisus a spus: am încă multe lucruri să vă spun, dar acum nu le puteți înțelege, nu le puteți purta. Și a promis că la vremea potrivită Spiritul Sfânt le va acorda iluminare pentru ca toate cuvintele sale să poată fi clar înțelese. Această parte, acum potrivit să fie înțeleasă, devine clară, prin urmare, pentru cei care au discernământ spiritual. Sigur că după Rusalii, după primirea Spiritului Sfânt, ucenicii Domnului au privit într-un alt chip împărăția care avea să vină. Dacă până acolo a fost plin de oarecare așteptare imediată, după aceea ei au fost plini de Duhul lui Dumnezeu, așteptând acele timpuri, spunând că ele se vor îndeplini cu siguranță, așa cum au prezis profeții. Apoi, ca ei să poată înțelege progresiv aceste lucruri, că ele aparțin într-un timp îndepărtat, Iisus a explicat mai întâi că el trebuie să fie batjocorit, omorât, crucificat și apoi să intre în slava sa. Ne amintim de o relatare în Matei, capitolul 24, cu privire la împărăție. Acolo, ucenicii pun Domnului 3 întrebări, printre care, când îți vei stabili împărăția pe acest pământ? Așa cum lecția noastră spunea, și în Matei 24 le dă unele semne vizibile. Și aceste semne sunt, cum a fost în timpul lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Ce urmează știți cu toți. Oamenii mâncau, beau, sănsurau, sămăriteau, zideau, sădeau și așa mai departe. Până când a venit potopul și a nimicit pe toți. Ce vrea să spună această asemănare? În zilele lui Noe știau oamenii că va veni potopul? Oriunde citim în istorie și relatarea Bibliei, găsim că Noe era un propovăduitor al neprihănirii, dar toți din jurul lui își băteau joc de el și credeau că este unul care vorbește lucruri care nu se vor întâmpla niciodată. Astfel că și-au văzut de lucrurile lor, fiecare. Zilele lui Noe comparate cu zilele Fiului Omului. Zilele Fiului Omului, tot la fel, vor fi nesimțite, neînțelese, nepipăibile de majoritatea oamenilor. Își vor vedea de lucrurile lor. Până când împărăția va fi stabilită în glorie și mărire. Și continuare. Întocmai ca pe vremea potopului și întocmai ca în zilele lui Not, înainte de distrugerea Sodomei, oamenii erau într-un fel sau altul ca de obicei. Aceste lucruri nu ne sunt arătate ca semne de răutate, ci sunt menționate pentru a ne arăta că nu va fi niciun semn exterior care să arate lumii timpul prezenței a doua lui Hristos, când El va începe să lucreze cu lumea și să-și stabilească împărăția.
Potopul și distrugerea Sodomei, comparate cu zilele noastre, ar zice eu. Oare de ce? Împărăția este o împărăție de binecuvântare. Împărăția lui Mesia este o împărăție în care fiecare om va avea parte de lumină mai multă ca și în trecut. Și totuși este comparată cu zilele lui Noe, cu zilele lui Lot. Iată care este răspunsul. Biblia prezice peste tot că deși împărăția lui Mesia este o mare prevedere a lui Dumnezeu prin care se va ridica blestemul și va aduce binecuvântări în toată lumea, cu toate acestea, ea va fi stabilită pe ruina instituțiilor noastre actuale. Deci, împărăția al cincelea imperiu universal al Pământului va fi stabilită pe ruina instituțiilor sociale actuale. Și această ruină a instituțiilor sociale, financiare, politice și religioase ale timpului de acum a fost ilustrată de Iisus prin potop și prin distrugerea Sodomei. Și prezența sa, care precede acest timp de strâmtorare, trebuie să fie nevăzută de lume, necunoscută de lume, nebănuită, necrezută, până când cataclismul strâmtorării se va precipita brusc. Am citit aceste cuvinte ca să ne dăm seama că cei care au urechi de auzit și ochi care să vadă sunt într-o mare măsură binecuvântați. Și atunci când anumite lucruri se întâmplă în jurul lor, ei nu întreabă de ce, pentru că au fost anunțați. Iată, trebuie să se ruineze, ca pe ruina acestora să se stabilească împărăția. Aceasta este o ilustrație încântătoare. Suntem bucuroși că ne putem întoarce de la ea și putem observa marginea argintie a norilor și binecuvântările glorioase care vor urma cu repeziciune după stabilirea împărăției pe ruinele eșecului nostru uman. Citeam nu de mult că în zilele noastre se fac descoperiri imense. Și bineînțeles că autorul spunea: toate aceste descoperiri ce le vedem în jurul nostru vor fi o nimica față de binecuvântările care vor fi în împărăție. Și comparând timpul când au fost scrise cu timpul nostru, ne dăm seama că aceste descoperiri pe toate planurile au făcut un salt uimitor. Mintea omului nu poate cuprinde. Și credem că aceasta, ca dovadă a începutului unui timp de favoare. Acceptând caracterul brusc al venirii calamității peste lume, Iisus a spus că în ziua aceea, în care Lot a ieșit din Sodoma, a plouat din cer cu foc și pucioasă și a declarat că așa va fi și în ziua când Fiul omului se va descoperi. Textul grecesc arată o deosebire între parusia sau prezența lui Hristos înainte de timpul de strâmtorare și epifania sau descoperirea sa mai târzie. Deci, Domnul întors a doua oară este prezent înainte ca marea strâmtorare să înceapă. Și că această prezență a sa este tradusă din cuvântul grecesc parusia. Imediat după aceasta va urma o a doua etapă, numită Epifania, care ne conduce în marea strâmtorare, în descoperire. Iată ce zice mai departe.
Descrierea descoperirii lui Hristos este redată prin cuvintele: El se va descoperi într-o flacără de foc, după cum Apostolul Pavel zice în 2 Tesaloniceni 1:7-8. De fapt, timpul de strâmtorare este adesea descris în simbolic, în Biblie, în mod simbolic, ca un foc. De aici, mulți creștini iau că pământul cu tot ce este pe el va arde. Apostolul Petru, în 2 Petru, capitolul 3, versetul 10 până la 13, de asemenea, descrie că cerurile vor trece cu mare trosnet și pământul cu tot ce este pe el va arde. Sigur că aceasta este ca urmare a intrării bisericii în glorie, iar pământul nou va fi așezat ca fiind ordinea socială pe care o va stabili împărăția lui Mesia, stabilită în glorie și pe pământ. Vreau să spun că pământul reprezintă societatea umană organizată, iar cerurile reprezintă cerurile eclesiastice din zilele noastre. Și așa cum Petru spunea, acestea vor trece cu mare trosnet. Ne grăbim să încheiem lecția noastră, nu înainte de a înțelege ce înseamnă cuvintele pe care Domnul le spune în versetul 34. Iată ce zice: vă spun că noaptea aceea, din doi inși care vor fi în același pat, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Două femei vor măcina împreună, una va fi luată, alta va fi lăsată. Doi bărbați vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Ucenicii l-au întrebat: unde, Doamne? Iar el a răspuns: unde va fi trupul, acolo se vor strânge vulturii. De asemenea a zis: în ziua aceea, versetul 31, cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă, să nu se pogoare să le ia, și cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. Credem că aici casa despre care vorbește este casa lui Dumnezeu. Ce înseamnă a fi pe acoperișul casei? Reprezintă pe acei mai evlavioși din poporul lui Dumnezeu. În timp ce aceștia își vor da seama de necesitatea fugii, se va ridica întrebarea: cât de mult din lucrurile lor, din obiectele lor de valoare, vor să le salveze? Ei sunt avertizați să nu caute să salveze nimic din lucrurile lor, adică aprecierea privilegiilor sociale, onoarea oamenilor, unele titluri și mix funcții, așa cum ar fi bătrân de adunare, diacon, slujitor bisericesc și așa mai departe. O încercare de a salva unele din aceste lucruri va însemna o mare dezamăgire. Totul trebuie părăsit, altfel proba acelui timp nu va fi trecută cu succes. Cine va fi pe acoperișul casei, să nu se întoarcă să iei lucrurile din casă. Sigur că am înțeles că acești de pe acoperișul casei sunt cei mai proeminenți, cei mai evlavioși credincioși. Ei n-ar trebui să caute onoruri pământești, renume în societate, ei trebuie să le părăsească toate acestea și să fugă. Să fugă unde? La Domnul. Să fugă la Domnul. În mod asemănător, oricine va fi în câmp, nu trebuie să se întoarcă. Câmpul reprezintă lumea și acei din poporul Domnului care au părăsit lumea, care au părăsit biserica nominală, nu trebuie să întoarcă, ci aflând adevărul situației, trebuie să fie din câmp, să fugă din câmp la Domnul. Deci să nu se întoarcă înapoi de unde au ieșit, ci să fugă la Domnul.
În Matei mai citim că vor fi necazuri speciale care vin asupra celor cu copii, celor care alăptează, care de asemenea credem că sunt referiri simbolice, care se referă la creștini care caută să convertească lumea și să învețe pe începători. Aceștia vor fi într-o mare durere specială a sufletului din cauza schimbării dispensației și a chemării. Să ascultăm chemarea, ieșiți din mijlocul ei, poporul meu. Pentru aceștia va fi în mod deosebit greu să audă și să se supună acestei chemări. În fuga din Sodoma, Lot și familia sa au fost preveniți să se grăbească și nici măcar să nu privească înapoi la lucrurile care urmau să fie distruse. Tot așa și poporul Domnului. Nu trebuie să se uite înapoi la lucrurile care vor fi distruse. Nu vă gândiți la ele, fugiți din Babilon, fiecare să scape viața. Soția lui Lot, neascultând, s-a uitat înapoi cu părere de rău după lucrurile sortite nimicirii. Și n-a scăpat. Domnul aplică această ilustrație la poporul său și îndeamnă ca fuga lor să fie cu o renunțare deplină la lucrurile timpului de acum. Oricine va căuta să-și salveze viața, o va pierde. Și oricine își va pierde viața pentru mine, prin aceasta o va păstra, câștigând viață veșnică. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să putem aprecia timpul în care trăim, ocaziile de a ne înrola în continuare în serviciul Domnului și să nu privim ca prețioase lucrurile ce rămân în urma noastră, să nu ne întoarcem înapoi la ele ca să nu fim printre cei păgubiți. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.